15 ani de la lansarea albumului Primăvara Simfonic, în care maestrul Tudor Gheorghe l-a prezentat românilor un spectacol cu o încărcătură emoțională aparte. Deși fiecare apariție a artistului pe scenă reprezintă o noutate pentru public, aducând prin spectacolele sale o abordare diferită prin conținutul artistic și muzical, maestrul vorbelor cântate va relua spectacolul Primăvara Simfonic în data de 3 martie 2016 pe scena Sălii Palatului, începând cu ora 19. De această dată, maestrul va fi acompaniat de instrumentiștii Orchestrei Naționale Radio și de Corul Național Madrigal, reunit sub agheta magică a dirijorului și orchestratorului Marius Hristescu. Tudor Gheorghe va susține ultima reprezentație a concertului Primăvara Simfonic pe 17 mai la Sala Palatului.